Bună ziua, dragi telespectatori! Suntem astăzi la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Astăzi suntem martori la un simpozion organizat de distribuitorul Net Agro. E un distribuitor ce a apărut în piață în urmă cu 9 ani, iar ascensiunea acestei firme este una de invidiat. Au început în urmă cu 9 ani, atunci când și emisiunea noastră era la început. Și au crescut pe parcurs cu pași mici. Iar astăzi au devenit parteneri ai emisiunii Euroferma, susținând astfel nivelul informațiilor tehnice din agricultura românească. Numele meu este Dragoș Paraschivu, eu sunt directorul general al companiei Netagro, SRL. Este o companie care, într-adevăr, cum ai spus și tu, a apărut pe piață în urmă cu 9 ani. Cu ce ați început? Am început pe parte de microambalate, distribuția de pesticide ambalate la cantități mici pentru farmaciile, pentru magazinele care sunt atât de necesare pentru fermierii mici. Care este zona în care activați? Zona în care activăm este preponderent, sau pot să spun exclusiv, partea de sud-est a României, începând de la Constanța, Tulcea, până la Dolj, Mehedinți, Gorj. Unde sunt principalele dumneavoastră depozite? Avem în portofoliu câteva depozite proprii și câteva depozite închiriate. Nu o să spun despre toate, dar pot să spun că principalele depozite sunt cel în care avem sediu principal, este vorba de localitatea Vidra, județul Ilfov, o localitate care se poate numi și se numește, de fapt, e un bazin legumicol pentru agricultura României. Ați găsit foarte bine loc acolo, alături de legumicultori. Am început și pot să zic că ne-a ajutat să creștem. În urmă cu 3 ani de zile activitatea s-a dezvoltat foarte mult și am simțit nevoia de o investiție nouă, de mai multe spații de depozitare și am achiziționat un depozit în localitatea Ștefănești de Jos, din proximitatea Bucureștiului. Mai avem un depozit în județul Argeș, în Pitești mai exact, încă unul în Ianca, județul Brăila, unul în Constanța și unul în Craiova. Oriunde ne-am duce în sudul țării, sunteți aproape de fermieri. Au început cu microambalarea, așa că partea de distribuție a venit cumva de la sine, alături de fermierii mari sau mici și, nu în ultimul rând, alături de fitofarmacii. Sunt prezenți în sudul țării, dețin 6 depozite, din care doar 3 sunt închiriate, iar tendința de dezvoltare înseamnă stabilitate, seriozitate și continuitate. Avem două traiectorii, două linii. Parte de, cum am spus și mai devreme, parte de microambalate, distribuția prin magazine specializate, așa zisele magazine specializate, gen farmaciile umane, ele se numesc fitofarmacii, se adresează fermierilor mici, legumicultorilor, pomicultorilor cu suprafețe mici, care au nevoie să aibă ambalaje mai mici pentru suprafețe mai mici. Asta ar fi o linie. Cealaltă linie este partea de distribuție către fermele mari, aici intrând ferme de la 10 hectare până la până la 1000 de hectare, 3-4 mii de hectare. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, astăzi am avut o întâlnire plăcută organizată de cei de la Netagro cu cei care lucrează în fitofarmacii. Este pentru prima dată în emisiunea noastră când avem intervievați astfel de persoane foarte aproape de fermieri. Bună ziua! O să vă rog întâi de toate să vă prezentați. Mă numesc Doina Lazăr și sunt fitofarmacist, ca să zic așa, la Agrofarm 96 din Vidra, Ilfov. Iată un bazin legumicol mare, sunt că aveți mult de lucru, corect? Foarte mult, ați zice. Chiar foarte mult. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă aceste întâlniri pentru dumneavoastră? În general, întâlnirile astea sunt benefice. Eu zic așa, că chiar după foarte mulți ani în care am lucrat, de fiecare dată apare ceva nou, învățăm ceva nou. Este bine pentru noi să știm lucruri noi și produse noi care apar, ca să putem să le aplicăm cu eficacitate mult mai bună în ceea ce facem noi. Și oamenii să fie informați. Vorbeam mai devreme cu dumneavoastră dacă putem trata culturile așa cum tratăm, să spunem, corpul uman, un copil de la adolescență, de la naștere până în faza de maturitate. Da, este extraordinar, asta pot să spun, pentru că un răsat tânăr poți să-l vezi exact ca pe un copil. Așa, deci trebuie să-i asiguri un pat călduț, deci un pat nutritiv, cu tot ce ne trebuie, cu nutrienți, cu azot, cu fosfor, cu potasiu, cu apă, cu tot ce trebuie. Mai târziu, ușor, ușor, trebuie să-i introduci încet mâncarea, trebuie să-l ferești de boli, să-l ferești de dăunături,
alături, da? Deci și să ajungă la maturitate tânăr, frumos, să rodească, sănătos. Da? Sănătos, să rodească, să crească și mai departe să producă și el același lucru. Deci, mi se pare extraordinar. Sunteți mamă, îmi vine următoarea întrebare. Da, am două fete, da, mulțumesc. Da, sunt mamă și așa privesc fiecare plantă pe care o tratez, așa privesc tot ce văd împrejurul meu. Deci natura e vie. Nu-mi doresc decât să vă trăiască copiii, să fie sănătoși și să vă bucurați de ei, așa cum și fermierilor le doresc la fel să înființeze o cultură și să o recolteze sănătoasă. Exact, asta e cel, de fapt ăsta e obiectiv, să plecăm cu o sămânță bună și să ajungem cu ea sănătoasă la maturitate. Am avut impresia astăzi că am asistat așa la o discuție despre aproape tot tabelul lui Mendeleev. Da, într-adevăr, n-a fost chiar tot tabelul, că e destul de mare, dar am luat elementele principale. Deci am mers de la fosfor, potasiu, azot, microelemente, bor, molibden, calciu, bor, deci practic toate astea au un rol extraordinar de important în nutriție și trebuie să știm, și asta trebuie să învățăm la întâlnirile pe care le avem, să știm exact când trebuie să le aplicăm, cum trebuie să le aplicăm, ca planta să le acumuleze așa cum trebuie. Că degeaba venim și îi dăm de toate și le dăm toate odată sau în condiții nefavorabile, că atunci planta se blochează, ca și noi când mâncăm de toate, da? Și atunci deci efectul nu este cel scontat și zicem, vai, n-a fost bun produsul, vai, ce am făcut, ce s-a întâmplat, dar toată problema stă în nutriție. Deci modul cum știm să le aplicăm. Bună ziua, domnule Bogdan Căhuț! Sărbună! Am participat astăzi împreună cu dumneavoastră la Sinaia, la un eveniment la care ați adunat oameni ce lucrează în fitofarmacii, oameni ce sunt foarte aproape de fermieri și le-ați împărtășit, pe lângă faptul că întâlnirea a fost plăcută, le-ați împărtășit o seamă de informații care să-i ajute în vânzare. Bună ziua încă o dată și îmi face plăcere să ne revedem. Legat de evenimentul de la Sinaia, el a avut ca și scop și obiectiv cu precădere unul din canalele de distribuție pe care noi îl accesăm. Este vorba de fitofarmacii, de magazinele specializate, care, cum am specificat și în timpul prezentării, fac obiectul atât pentru cei care au o plantă în apartament, cât și pentru cei care deservesc cultura de câmp. În principiu am fost interesați să le readucem în vedere extinderea de portofoliu de care noi ne îngrijim an de an pentru a răspunde cerințelor atât lor cât și clienților lor. Și aici mă refer la faptul că sunt produse care și-au schimbat formularea pentru a ajuta în aplicare și eficient ca și rezultat. În plus, este portofoliul de produse care ne diferențiază de ceilalți competitori, și anume e partea de nutriție și de asemenea sunt produsele microambalate care ne diferențiază în piață ca și formă de ambalare și calitatea produselor ambalate. Am văzut la dumneavoastră doze de la 20 de grame până la 10 kg, corect? Așa este. La momentul discuției este foarte important să le subliniem în general pe cele subunitare, sub un litru, sub un kilogram, care într-adevăr ne diferențiază sau îmbogățește portofoliul atât al nostru cât și al competitorilor noștri. Alt produs, Isomex. Puteți să zicem că e noutate, puteți să zicem că nu e, dar eu am ținut neapărat să vi-l arăt pentru că a lipsit din paleta pesticidelor vreo 2 ani în România. S-a reomologat acum din nou, este furnizat de Nufarm, ca și substanță activă, are metsulfurometil. Singura diferență care este față de Isomexul, fostul Isomex, este cantitatea de substanță activă înglobată. Aici avem 200 de grame per kilogram, ăla era mai concentrat, de aici vine și doza de aplicare. Isomexul, fostul Isomex avea 10 grame, ca și doză pe hectar, aici avem 30 de grame. Știți foarte bine, pe vremea respectivă, Isomexul a fost printre cele mai ieftine produse pentru un hectar la cereale. Tot așa, putem la un hectar și la 10 hectare, avem ca și ambalaj 30 de grame de Isomex și 0,5 litri de Hudson. Diferența între Tribenuron și Metsulfuron constă în spectru un pic diferit. Deci Tribenuronul, față de Tribenuron, Isomexul sau Metsulfuronul are o mică activitate și pe iarba vântului. Deci Isomexul se reîntoarce. Vă arăt un produs cru. Ziceți, da, îl știm. Dar dacă îl știți, să-l uitați, pentru că anul acesta vine Cru Ace. Deci este un produs
nu pot să zic că e similar. Ca și substanță activă, da, e 40 de grame pe litru nicosulfuron, dar aici avem o formulare pe bază de ulei. A fost și timpul să avem această formulare, pentru că foarte mult există produse cu nicosulfuron, destule pe piață, dar cele care au formularea aceasta sunt mai performante. Asta e clar. Deci formularea uleioasă vă ajută la o eficiență mai bună. Spuneți-mi un produs care v-a atras atenția și care și pe care îl veți recomanda fermierilor. Breakthrough, de exemplu, este un adjuvant. Poate se întreabă lumea ce este acela un adjuvant. Deci este un produs extraordinar, după părerea mea, și mai ales acest breakthrough care este natural și care are o capacitate extraordinară de a lipi, ca să spun așa, mai plastic, și care se poate aplica împreună cu majoritatea produselor chimice aplicate pe frunză în perioada de vegetație. Sunteți cumva și fermier? Aveți și vreo grădină acasă? Am o mini-grădină, așa, de câteva sute de metri și, sincer, lucrez cu plăcere. Este una din pasiunile mele. Ce ați fi fost dacă n-ați fi ales această meserie? Ce ați fi vrut să fiți? Nu știu, probabil profesor. Cred că profesor de științe. V-aș ruga să vă uitați către cameră și să transmiteți fermierilor cu care lucrați un mesaj la cea de acolo. Încercați să fiți informați, să vă informați, să participați la ceea ce facem noi aici și să învățați din greșeli și, ce să zic, multă baftă în anul care vine. Ce planuri aveți pentru viitor? Planurile noastre de viitor sunt multe, dar cel mai important, și ne dorim foarte mult să fim în continuare prezenți lângă fermieri, lângă chiar și la cei mici și la cei mari, și să putem să le oferim gama de produse pe care ei au nevoie pentru desfășurarea activității din agricultură. Astăzi aici s-a vorbit despre momentul foarte important de aplicare și numai atât modul în care îl aplici, pentru că dacă nu este bine aplicat, atunci poți compromite cultura, dar poți compromite și renumele produsului în piață. Categoric, un produs care nu e aplicat bine, din stat își pierde credibilitatea. Deci noi, ca specialiști, să spunem, deci venim și îi dăm o recomandare unui fermier, să spunem, sau unei persoane fizice care are o grădină și îi dăm un produs. Dacă nu știm să explicăm când trebuie aplicat produsul respectiv, cum trebuie aplicat, în ce doză, în ce concentrație, deci atunci produsul poate să reacționeze diferit sau să nu reacționeze deloc și atunci omul să spună, domnule, nu a fost bun, ceea ce nu este chiar adevărat. De cât timp lucrați în acest domeniu? Păi cred că anul ăsta fac 30 de ani aproape. Da. Mulți înainte, n-aș fi zis că sunt atâția ani, dar au trecut frumos, e clar. Spuneți-mi, care e diferența? Cum se întâmpla, să spunem, acum 20-25 de ani, da, pe vremea trecută, față de ora actuală în dezvoltarea cercetării și științei în agricultură? Sincer, dacă e să mă gândesc la bază, deci noi înainte făceam fertilizările, să zicem, dacă vorbim de fertilizări. Deci avem fertilizarea de toamnă, deci fertilizările faziale, așa, și veneam și dădeam sub arătura adâncă de toamnă, să zicem, superfosfatul, care era la vremea respectivă, pe zăpadă veneam și aplicam zăpadă, eu știu, la încorporare veneam și aplicam îngrășăminte complexe. Deci astea erau lege, bază, știam despre ce este vorba. Acum sunt așa o multitudine de produse, multe dintre ele sunt formulate natural sau cu elemente naturale. Este bine să beneficiem de ele, dar pornind de la această bază, să știm când să le aplicăm, când să aplicăm fosforul, pentru că el este bun pentru rădăcină și pentru înflorit, când să aplicăm azotul, pentru că el ne dă, eu știu, culoarea verde și dezvoltarea foliară, când să aplicăm potasiu, când să venim cu calciu și bor, ca să ajutăm fructele să fie mai ferme, mai bune, și când să nu le aplicăm, ca să avem rezultatele scontate. De fapt, asta e toată esența. Este munca în distribuție o muncă, din punct de vedere al profitului, riscantă? Sunt fermierii buni, platnici? Este ok să lucrezi cu ei din punct de vedere financiar? Este o muncă foarte grea, de fapt, și de drept plecând de la premisa că trebuie să ajutăm agricultura României. Mai departe, partea financiară, de care depind toate activitățile economice,
și de comerț și de producție este într-adevăr foarte dificilă. Suntem prezenți astăzi aici la un simpozion al nostru pe partea de microambalate, la care am invitat și o bancă, tocmai pentru a putea veni în sprijinul fermierilor printr-un parteneriat prin care Netagro este alături de fermieri împreună cu băncile, cu partea financiară. Pot să spun că este o muncă dificilă pe partea de colectare. Nu, e destul de greu. Nu. Eu am considerat tot timpul distribuitorii ca fiind cei care finanțează agricultura înaintea băncilor, corect? Într-adevăr, distribuitorii susțin agricultura României pe partea de inputuri, aici intrând partea de pesticide, de semințe și de îngrășăminte, de nutriție. E o mare diferență în cazul acesta între a fi distribuitor și a fi fermier? Într-adevăr, este o diferență mare, tocmai de aceea, pentru a înțelege mai bine nevoile fermierilor, începând din anul 2015, acest an agricol, încercăm să intrăm și noi în rândul fermierilor și pot să spun că începem și noi am luat ceva teren în arândă și ne apucăm de agricultură să înțelegem mai bine nevoile fermierilor. Să înțeleg că voi veni la următorul interviu la ferma Netagro? De ce nu? La ferma Netagro, care încercăm să o facem nu numai pe partea vegetală, intrăm puțin în toate aspectele agriculturii, și pe partea de zootehnie, și pe partea de... Legumicultură? De legumicultură, mai mult pentru uz intern, ca să zic așa. Nu e pentru prima oară când în emisiunea Euroferma vorbim cu tineri și agricultură. Iată că astăzi stăm de vorbă cu câțiva din angajații distribuitorului Netagro. Bună ziua! Bună ziua! O să vă rog întâi de toate să vă prezentați. Numele meu este Veliciu Paul. Nestor Viorel. Alexandru Buca. Spuneți-mi, vă rog, că ați terminat o facultate în domeniu? Da, am terminat facultatea de agricultură în cadrul USMV București. Am fost colegi în aceeași grupă. Actualmente suntem colegi la masterat, la consultanță agricolă și colegi în același cadru la Netagro. Spuneți-mi, vă rog, cum e să lucrezi în agricultură? Puteți să-mi spuneți ce funcții ocupați? Sunt manager, momentan. Lucrez în vânzări. Și eu tot așa reprezentam vânzări și o să vă și răspund la întrebare totodată. Pot să spun că este puțin dificil, pentru că trebuie să lucrăm cu mentalitatea omului, trebuie să venim cu idei, cu soluții, să oferim practic un suport, o consultanță omului. Unii sunt receptivi, alții mai puțin, dar eu cred că totul tinde să meargă spre bine de acum încolo. Vorbiți ca și cum ați fi un om cu experiență. De când faceți asta? Fac asta de un an de zile, dar sincer să fiu, prin echipa de la Netagro și oportunitatea pe care mi-au lăsat-o și libertatea pe care mi-au lăsat-o, am ajuns să acumulez suficientă experiență, dar niciodată nu va fi suficient. Întotdeauna există loc de mai bine, dar eu zic că e ok momentan și tind să merg spre mai sus. Este agricultura un domeniu în care vă vedeți o dezvoltare pentru viitor? Da, agricultura este un domeniu, a fost și este un domeniu de viitor pentru România și pentru mine, în mod special. Aveți părinți în medii rurale, cum de-ați ales dumneavoastră agricultura? Pur și simplu mi s-a părut un domeniu slab apreciat de majoritatea. Așa este, era la un moment dat cenușăreasă, da. Dar reprezintă un mare potențial pentru România și eu zic că va fi bine dacă o să fie profesioniști în România, în domeniul acesta. Aveți... Pot să răspund și eu la aceeași întrebare, vă rog. Eu provin din București, din părinți născuți în București, practic n-aveam nicio treabă cu domeniul agricol. Mi s-a părut o nișă, un loc neexploatat, la adevărata lui valoare. Și oportunitate, pentru că întotdeauna poți să folosești sintagma celebră, va trebui să mâncăm, întotdeauna. Deci agricultura este universal valabilă și va funcționa în veci, de acum încolo. Și din cauza asta am ales să vin la facultatea de agronomie. Merită. Dacă n-ați fi fost să faceți agricultură, ce ați vrut să fiți? Poate doctor, poate aviator, orice? Nu, poate mult spus doctor, dar poate tot într-o ramură agriculturii, zootehnia, să spunem, veterinar, ceva pe acolo, poate, nu știu să spun. Dar mi-a plăcut asta în mod deosebit și aici am ales să activez. Vreau să vă întreb ce v-ați fi dorit să fiți. Unde vă vedeți peste 10 ani? Peste 10 ani cu propria mea fermă și producând mâncare pentru România. România. Eu mă văd tot la Netagro. Firma e în continuă expansiune și avem un spirit
de echipă, asta contează foarte mult și eu zic că va fi bine. Ca o mică completare a colegului, faptul că noi am venit împreună la aceeași facultate, fiind prieteni de asemenea, am creat un nucleu, ne ajutăm reciproc și cred că asta e un plus chiar pentru firma noastră. Și faptul că ei ne-au lăsat și au avut încredere, e meritul lor aici. Ideea e în felul următor, noi încercăm să acoperim toată zona pe care o deservim la modul cel mai complet, corect și competitiv. Am văzut însă în echipa dumneavoastră oameni foarte tineri. Nu negăm, nu e neapărat rezultatul șansei. Ne uităm și ne dorim ca oamenii de lângă noi, conform proverbului, să fie după chipul și asemănarea noastră. Așa că vă iese de fiecare dată și mergeți alături de ei. Absolut, chiar la momentul ăsta avem un concurs și ne dorim ca toți pe care îi angajăm să scadă media vârstei, dar să crească cifra de afacere a firmei. Tentantă provocarea. Oferta e deschisă. Noi avem un principiu, angajăm un om bun când îl găsim, nu când avem nevoie. Așa că dacă e tânăr și e bun, e binevenit. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și dacă aveți dumneavoastră să le transmiteți un mesaj fermierilor. Să aibă un an bun, agricol, și să poată să ducă la bun sfârșit planurile de viitor pe care și le-au pus în gând. Și dacă la începutul emisiunii am spus că această firmă a avut o ascensiune de invidiat, acum, la final, revin și spun că au avut oameni curajoși ce au investit în acest domeniu, pentru că este un business fragil și delicat. El depinde de seriozitatea oamenilor, a fermierilor în slujba cărora s-au pus.